Această emisiune vă este oferită de Unibet, de la jucători pentru jucători. Fraților, suma tuturor respectelor, bine v-am regăsit. Săptămâna aceasta începem aventura și filmăm episodul cu numărul 305, pontul nostru. Eu sunt Doru Crăciun. Cred că este cel mai greu episod filmat vreodată. O să vă invit și pe dumneavoastră să vă uitați pe oferta de marți, miercuri și joi. Și dacă o să spuneți că meciurile sunt ușor de anticipat, înseamnă că eu sunt în pană de inspirație. Dar ce dueluri am văzut eu pe marți, miercuri și joi în cupele europene, din perspectiva pariorilor, mie mi se par teribil, teribil, teribil de greu de anticipat. Te uiți și nu-ți vine să crezi. Tocmai din acest motiv am pus și acest titlul episodului și mai mult ca niciodată cred că avem nevoie și de ponturile voastre. Așadar, orice aveți în cap să jucați, fraților, lăsați aici în comentarii ponturile voastre. Poate că pe mine, cât și pe cei din comunitate, puteți fi de ajutor pentru fiecare dintre cei care pariază. Hai să vedem, domnilor, ce să jucăm în această săptămână, dar până atunci n-aș vrea să trec așa de ușor peste episodul cu numărul 304, care din păcate n-a fost unul deloc reușit. Am prins doar biletul în cotă 2 de vineri și duminică, biletele în cotă 3 plus mi-au murit pe rând. Nu știu dacă a fost neapărat un weekend care se avantajeze pe pariori din perspectiva rezultatelor. Felicitări celor care au reușit să câștige și nu uitați cei care ați pierdut. Mereu există o a doua zi în pariuri. Cam despre asta ar fi vorba, n-aș vrea foarte mult să mă lungesc cu ceea ce s-a întâmplat în weekend, ci mai mult mi-aș îndrepta atenția către duelurile din această săptămână, pentru că, spuneam, sunt extrem, extrem de grele și sunt foarte curios câți bani o să investiți pe aceste meciuri. Ok, marți seara, ne vedem pe live de la ora 21, începem cu o oră mai devreme decât meciurile de la ora 22, vom mai construi împreună niște bilete pre-match, dar avem și cele două dueluri de la ora 20. Apropo de meciuri, spuneam că sunt extrem, extrem de complicate. Ce să joci la un PSV cu Sporting? Da? Ce să joci la un Inter cu Steaua Roșie Belgrad, pentru că Inter are 1-15 la victorie? Ce să joci la un Slovan cu Manchester City, când City are 1-0-6 la victorie în deplasare? Avem un Arsenal cu PSG. Excepțional meci, excepțional meci pentru pariori. Ia și joacă, tată, 1000 de lei dacă ai tupeu pe Arsenal cu PSG. Avem un Shakhtar cu Atalanta, un Girona cu Feyenoord, Sturm Graz cu Club Brugge. Ăsta e meci de Champions League, bă, fraților. Real Madrid are la Lille în deplasare cotă 1.56. Aston Villa cu Bayern München, Bayern München 1.73 la victorie. Am citit cotele din oferta Unibet, pentru că aici o să joc în această săptămână. Bugetul a fost de peste 35.000 de lei. Stau bine pe ambele conturi. Așadar, fraților, eu zic să începem. Hai, deschideți-vă cont prin linkul din descriere pe Unibet. O să vedeți puțin mai târziu în emisiune, o să vă prezint și o promoție senzațională care vă trimite peste ocean sau la derbiurile Europei, dar până atunci deschideți-vă cont pe Unibet și jucați pariul fără risc de 500 de lei. Dacă nu aveți cont pe Unibet, eu zic că neapărat trebuie să activați această promoție, pentru că dacă vă deschideți cont prin linkul din descriere, primul vostru bilet jucat pe Unibet este fără risc până la 500 de lei. Ai plasat o cotă 4, bang! Dacă pariul tău este necâștigător, primul bilet jucat pe Unibet, îți iei bani înapoi până la suma de 500 de lei. De asta zic că dacă n-ai cont pe Unibet, de ce să nu joci 500 de lei gratis? Pe lângă asta, pentru iubitorii de tica-pica, aveți 300 de rotiri cash pe partea de casino, plus un pariu gratuit de 50 de lei. Doar trebuie să vă deschideți cont pe Unibet prin linkul din descriere și activați această promoție excelent. Bun, hai, eu zic să începem așa ușurel cu biletul în cotă 2 de marci și să îmi spuneți dacă am dreptate pe ceea ce am jucat sau nu. Ei bine, am jucat 1500 de lei pe o cotă 2 și am apelat la varianta de 3 evenimente și am un Salzburg cu Brest. Bă, chiar dacă Salzburg a pierdut în prima etapă fără drept de apel 3-0, totuși Brest e o echipă modestă. Când nu cred că un loc 4 din Franța e mai bun decât un loc 2 din Austria sau
mai bun decât o echipă care în mod normal a dominat în ultimii 7-8 ani campionatul din Austria. Au luat un 1x aici, 1-22, mai ales că Brest nu a câștigat în acest sezon în deplasare. Avem un Stuttgart cu Sparta Praga, e bine, poate prea mică cotă la 1 solist, 1 i-am dat la 1.40. Deci am jucat 1 pe Stuttgart, nu neapărat că plusul de valoare este net în favoarea nemților, dar am văzut-o pe Sparta Praga în dubla cu FCSB. În deplasare, acel 1-1. Aici la București, modest a jucat Sparta Praga. Sparta Praga a câștigat pe greșelile FCSB-ului, acel 3-0 la pauză. Bă, dar e totuși Sparta Praga. Chiar dacă în prima etapă a bătut-o pe Salzburg 3-0, eu cred că cehii vor suferi teribil în Germania. De asta am jucat unul solist și mai ales la ce joacă Stuttgart în acest sezon, 2-2 cu, în weekend cu un om în minus la Wolfsburg, o bună perioadă de timp. Eu zic să luăm unul solist la 1.40 și am închis biletul că îmi trebuia o cotă de 1.16, 1.17, un PSV Sporting. Eu când am zis PSV Sporting, habar n-am cine câștigă, dar mi se pare un meci de GG. Și atunci am luat peste 1.5. Chiar dacă evenimentele sunt extrem de greu de anticipat, eu cred că avem un bilet mega realist în cotă 2 pe marți seara. Hai să mergem mai departe. Tot pe Unibet am jucat un bilet în cotă 5, exclusiv, bineînțeles, pe Champions League, cu 400 de lei, posibil câștig de 2000 de lei. Eu n-am găsit o cotă mai decentă de 1.53 pe Inter, Steaua Roșie, Berlura, decât un 1 pauză, 1 final. Ei, eu zic că Inter, după egalul cu City, echipa lui Inzaghi va domina serios acest meci încă din startul partidei și atunci cred că golul va pica încă din primele 45 de minute. În opinia mea, greu de crezut că și sârbii vor marca în prima parte și atunci dacă Inter dă gol, e 1 pauză, 1 final. Pe finalul Iduna Park, eu zic că într-un Dortmund Celtic vom vedea minim 3 goluri, 1.54, nu m-a surprinde absolut deloc dacă Celtic, până la urmă campioana Scoției, ar marca la Dortmund acasă. Mai ales că Bochum a dat 2 oameni într-o repriză vineri seara. Avem un Leverkusen Milan, 1.65 pentru Leverkusen la victorie. Totuși Milan a pierdut în prima etapă cu 3-1 acasă cu Liverpool, dar Milan rămâne Milan, fraților, și Leverkusen a avut oscilații în acest sezon acasă. Să nu uităm, Leipzig a dat 3 goluri la echipa lui Xabi Alonso acasă. Eu am jucat aici 1 și peste 1.5, 1.38, adică 1-1. S-ar putea să fie un meci nebun ăsta cu cel puțin 3 goluri. Dar eu l-am luat 1 și peste 1.5 și am închis biletul cu PSV Sporting. Ambele marchează 1.48. Încă o dată spun, marți seara vom fi pe live de la ora 21. Greu să cred, mi-e greu să cred că PSV Sporting nu se soldează cu multe goluri în 90 de minute. Hai să fie ambele marchează încă din prima repriză, deși bookmakerii, eu zic că au fost aici zgârciți cu noi. Doar 1.48 la GG. Cam astea ar fi meciurile de marți, prieteni. În rest, v-am zis, eu la Slovan Bratislava cu Manchester City nu știu ce să joc. 2 și peste 4.5. Ce mama naibii să joc? Cipriane, Arsenal cu PSG. Dă-mi un pont pe meciul ăsta. Unu solist, spune frate meu, la 1.78. Jucați dacă vreți casa pe unu solist și pe urmă îl căutați pe el. Apoi, eu la un Salzburg cu Brest altceva nu mai știu să joc. La Stuttgart cu Sparta Praga în loc de 1 solist, pai 1 și peste 1.5. Deci asta zic, haideți cu ponturile voastre în comentarii și ajutați-ne. Hai, ne ducem acum pe ziua de miercuri. Păi ziua de miercuri începe cu Shakhtar Atalanta, ia și joacă tu la pariu la acest meci, și un Girona cu Feyenoord. Probabil miercuri va fi Jojo pe live. Poate că vă ajută el, poate că inspirația vine din Banat, deși ce să joci pe poșircile astea două? Apoi ai Sturm Graz cu Club Brugge, Leipzig, Juventus. Deci uitați-vă la cotele pe soliși la cele 4 meciuri și o să-mi dați dreptate. Li vine un Liverpool, Bologna, un Lille cu Real Madrid, Benfica, Atletico. Benfica are 3-15 la victorie, Atletico 2-38. Eu zic că Atletico nu bate în acest meci. Aston Villa, Bayern München, Dinamo Zagreb cu Monaco. Bă, imposibil, imposibil să spui cine câștigă aici. Dar chiar și așa am făcut o cotă 2 pe miercuri, care eu sper să fie câștigătoare, și am luat așa Benfica, Atletico Madrid, 1 solist la 1.32. Păi Atletico, mai ales după derbiul Madridului cu Real 1-1, când cu siguranță s-au risipit doze întregi de energie,
Acum Atletico merge în Portugalia pe Daluz în fața unui adversar extrem, extrem, extrem de complicat atunci când joacă pe teren propriu. Benfica a mai făcut niște victime serioase și în sezoanele trecute de UEFA Champions League. Pentru un gol marcat de portughez la 1.32 mie chiar mi se pare accesibil, ținând cont că în opinia mea nu știu dacă Atletico bate în această deplasare. Deci gazdele marchează la 1.32 și pe Villa Park în Aston Villa cu Bayern München eu mă aștept să fie prăpăd atunci când vorbim despre goluri. La un peste 2.5 goluri, cotă 1.50 pe Unibet, mi se pare că e de jucat. Acest fond combinat cu 1.32 la Benfica Atletico Madrid de undeva la cotă 1.97, dar pentru mine o cotă 2. De ce n-am vedea într-un Villa Bayern München peste 2.5 goluri? Echipa lui Unai Emery are toate șansele să puncteze în acest meci tare de tot și pentru pariuri. Bayern vine după 1-1 cu Leverkusen, dar să am dat 9 în prima etapă de UEFA Champions League. Nu se compară cele două meciuri. Eu aici m-aș duce pe un scor corect 2-1. Victorie Bayern München pe terenul celor de la Aston Villa. Până la urmă am nevoie de un gol marcat de Benfica și de 3 boabe pe Villa Park. Nu e imposibil de prins cota 2 de miercuri seara. Tot pe miercuri am mai jucat așa, cotă de 5-0-9 cu 300 de lei, fraților, 1525 de lei posibil câștig. 4 evenimente. Hai să începem seara cu Girona Feyenoord peste 2.5. Eu zic că e, sper să nu fie 1-1. Sper să nu fie 1-1. Am ales între GG și peste 2.5. Dar dacă vreți să jucați și mai tare, eu zic că 1 sau 2 și peste 2.5. Eu l-am lăsat aici în minim 3 la cotă 1.62. Bă, eu zic că Realul până la urmă bate la Lille, bătut în prima etapă pe Stuttgart cu 3-1. S-ar putea să fie victorie Real și ambele marchează. Ce cotă bună! Dacă aveți niște diridari care vă încurcă în buzunar, jucați în single pe bilet pentru că vă dă o cotă excepțională. Victorie Real și ambele marchează, gen 2-1, 3-1 pentru Real, 1-5-6. Dar apoi am jucat un Sturm Graz cu Club Ruj, ambele marchează 1-5-6, poate era meci de evitat, dar mi se pare un duel extrem, extrem de echilibrat, valoric vorbim. Și de asta l-am jucat într-un GG, că vorbim de Champions League și cu siguranță cele două formații vor juca tare de tot, dar nimic nu-mi garantează GG-ul, cu nimic nu-mi garantează un posibil câștig în pariuri. Și Leipzig cu Juve l-am luat în peste 1.5 la o cotă 1.26, pentru că eu cred că nemții vor marca. Și la ce joacă Juve în acest sezon? Poate că și bătrâna doamnă va înscrie. Uite, o cotă nebună egal cu goluri. Gen 1-1. Super cotă. Deci cam asta ar fi pe UEFA Champions League pe marți și miercuri. Hai că mai vorbim despre ele marți seara de la ora 21 pe live. Joi, pe Europa League am investit 1.500 de lei. Poate mult, dar o să mă întrebați de ce. E bine, pentru că am jucat 3 evenimente pe biletul în cotă 2 de joi. Am jucat așa, Slavia Praga, Ajax și Porto cu United peste 1.5. Ambele partide sunt de GG. Oricât de proastă ar fi United, bă, nu mai pleacă Ten Hag odată de la cârma diavolilor. Oricât de proastă ar fi United, între ghilimele, oriunde Manchester United poate marca. Și de ce n-ar scrie la Porto? Iar Slavia Praga cu Ajax e meci de GG și ăsta. De ce nu Slavia să dea 2 aici? Ajax să dea 2 la Slavia. Deci două meciuri evidente de peste 1.5 și fiți atenți cu ce l-am legat cu Rangers Lyon. Nu avem o echipă favorită în acest meci, spun eu. Chiar dacă Lyon e modest în acest sezon în deplasare, a bătut la Toulouse cu 2-1. Rangers te poate face să suferi. Eu l-am jucat 1 sau 2. Exclud X-ul din acest meci. Și atunci am 3 evenimente. Deci 2 la Slavia, 2 la Porto și 1 sau 2 excludem X-ul în Rangers cu Lyon. Apoi pe joi seara am mai pregătit un bilet în cotă 5.33, tot cu 300 de lei, 1.600 posibil câștig. Și am un Porto cu Manchester United, gazdele marchează 1.27. Sper că Porto să marcheze, să mă ajute pe ambele bilete. Twente cu Fener, ambele marchează 1.50. Imprevizibilă echipa lui Mourinho pentru pariuri. A bătut la Antalya cu 2-0, două goluri marcate în a doua repriză, dar rămâne imprevizibilă și eu cred că Fener ia gol la Twente. Pau cu FCSB la 1.43, FCSB nu are mai mult de 4 cornere, de sub 4.5 cornere pentru FCSB 1.43, eu cred că am gândit bine acest pont. Lazio cu Nice, subțire, 1x, 1.20 și eu cred că e meci de goluri Hoffenheim cu Dinamo Kiev și dacă e meci de goluri, e meci de GG și 3+. Hoffe a luat 4 duminică seara de la Werder după ce a condus cu 3-0. Una dintre cele mai răsunătoare
răsturnări de scor în acest start de sezon în campionatele de top. Și cred că Dinamo Kiev a marcat la Hoffenheim în deplasare și l-a luat în peste 2,5 goluri. Acum vreau să vă întreb unde vreți să mergeți. Plecați peste ocean, faceți o vizită la Las Vegas, mergeți pe la Monte Carlo sau preferați să mergeți la unul din derbiurile Europei, cum ar fi un El Clasico în 27 octombrie, cum ar fi un Clasicul Germaniei în 30 noiembrie între Dortmund Bayern, un Liverpool City 30 noiembrie, City Man United 14 decembrie, Lazio Inter 15 decembrie, Tottenham Liverpool 21 decembrie, în prag de sărbători Barça Atletico Madrid 22 decembrie sau să începeți anul cu derbiul din capitala Italiei, Roma Lazio. Ei bine, o promoție nouă câștigă experiență de neuitat pe Unibet. Foarte, foarte simplu regulamentul acestei promoții. Fiecare depunere de 100 de lei va aduce un tichet la extragerea de luni. Și în fiecare săptămână, în fiecare zi de luni se face o extragere și se anunță câștigătorii și bineînțeles fiecare ce alege. Fie experiența unică de până la 50.000 de lei, fie anumite premii puse în joc. De exemplu, mai sunt 1.000 de lei bani bonus cu rulaj ori 1, 500 de ron bani bonus cu rulaj ori 1, sunt și rotiri gratuite cu rulaj ori 20, găsiți regulamentul întreg pe Unibet. Dar eu zic fraților că dacă ar fi să alegeți să mergeți între derbiurile Europei sau la Las Vegas, plecați în Las Vegas, treceți oceanul. Dacă m-a trimite pe mine la Las Vegas, mi-am vândut și mașina, mi-am vândut și câinele, nu mi-au porc de Crăciun și mă duc tată și joc la rulet acolo. Îi dau să-mi ajung o viață întreagă. Așadar, abia aștept să-mi spune și de ce nu să ne trimiteți câte o fotografie dacă mergeți la derbiurile Europei sau plecați pe la Las Vegas, Monte Carlo. Unde am ajuns? Am ajuns la biletul special în cotă 11.32, jucat pe acest mijloc de săptămână, marți, miercuri și joi. Am luat evenimentele în care am cea mai mare încredere. Stuttgart cu Sparta Praga 1, cotă 1.40. Dortmund cu Celtic peste 2,5 goluri, cotă 1.54. Leverkusen cu AC Milan 1x și peste 1.5-1.38. Aston Villa cu Bayern München peste 2,5 goluri, cotă 1.50. Hoffe cu Dinamo Kiev peste 2,5 goluri, 1.63, Rangers cu Lyon 1 sau 2. Sunt 6 evenimente, fraților. Eu am jucat 300 de lei pe acest bilet. Poate nu vreți să jucați niciunul din biletele prezentate anterior. Jucați doar această variantă în cotă 11.32 cu 100, 200, 300 de lei maxim și se adună un câștig bunicel. Cam atât, domnilor. Pentru că e greu, greu, greu de scos altceva pe această ofertă. Încă sunt pe un plus după biletul în cotă 866, prins acum vreo 7-8 zile. Ho, 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 ho. Bonusul dublu apare pe pontul nostru.ro. Noi filmăm luni, marți dimineața o să vedeți bonus dublu pe marți, miercuri, joi și vineri. Bonus dublu tare de tot în 20 de evenimente pe pontul nostru.ro, acolo unde găsiți și alte ponturi. Vă mulțumesc tare mult, apăsați butonul de like și de subscribe. Până data viitoare, să fiți sănătoși, pariați responsabil. Această emisiune v-a fost oferită de Unibet, de la jucători pentru jucători.